Bună dimineața, dragii mei, ca așa cum spune bosul. Astăzi aș dori să vorbim câteva momente în viață despre o relație complicată. De ce relație complicată? Păi, iată. Este simplu. Ești o fată, un băiat, aveți o relație. Dar este complicată. De ce? Sunteți în concubinaj. Foarte bine. Vă verificați pentru următorul pas către vrei să fii nesilit de nimeni și de nevoie, soț sau soție. Dar există un dar. Există complicată. De ce? Pentru că este simplu. Ecuația. Așa cum am fost odată, haide să spunem, la Dervent, la o mănăstire și un călugăr m-a luat și m-a lăsat perplex. Practic, mie mi s-a părut atunci o bătaie de joc, o bat jocoreală la adresa mea. Dar, fiind în acea mănăstire, că totodată până și călugărul și preotul știe ce înseamnă o relație complicată. Adică, simplu și la obiect. Mi-a spus, vezi că tu ai să mai revii aici la mănăstire când o să fii în trei. Eu îmi făceam cruci. În trei? Toa, ce are călugărul ăsta cu mine, știi? Păi e simplu. Relația complicată începe așa. Un băiat și o fată sunt concubinași, stau amândoi în casă, se testează pentru viitorul pas, de bunăvoie și nesilind de nimeni sau nesilită de nimeni, ești de acord să fii soț sau soție? Ia răspunsul. Da. Da. Știi, adică cum fac puii când se nasc din nou, în loc să fac piu, face piu, piu, piu. Știi, adică da, cu jumătate de gură, știi? De ce cu jumătate de gură? Păi, e simplu. Băiatul este într-o relație complicată pentru că acasă îl așteaptă o fată care are rolul de soție, nevastă, până când își va pune în pirostriile. Și ce e așa rău? Îți calcă, îți gătește, îți face toate cele. Dar să nu mai mă văd eu cu altă fată. Să nu mai mă regulez eu cu o altă fată. Relația complicată, înțelegi? Trecem și pe partea fetei. Haideți să spunem, trecem la următoarea relație și mai complicată pentru fată. Să nu mai agăți un băiat sau să mai iau un băiat la sub braț și să rămân cu cel care mă așteaptă acasă sau care îi gătesc pentru acasă. Înțelegi? Practic, la început, ceea ce spunea călugărul,
O relație complicată. Bun. Stai să vezi. Începe faza aceea. E cu cineva, dar se gândește foarte mult la altcineva. Altă relație complicată. Deci, ceva de genul, sunt cu cineva acasă, am o relație de lungă durată, îi gătesc, îi calc și toate cele, dar mă gândesc la celălalt sau la cealaltă. Înțelegi? Când ești în acea relație complicată, apare chestia aceea. Dacă mă înșeli, te-am spart. Serios. Deci, practic, tu ca fată ai voie să te vezi în acea relație de lungă durată, complicată, cu orice băiat, dar el nu are voie să se vadă cu tine, să se vadă cu altă fată, pentru că i-ai spart nasul, l-ai dat în judecată, ai stricat totul și toate cele, numai tu ești de vină. Înțelegi? Și invers, la băiat. Tu nu ai voie să mă înșeli, înțelegi? Nu ai voie să te vezi cu el. Practic, relația aceea de lungă durată, complicată. Și să nu mai mă văd eu cu alt băiat. Și să nu mai mă văd eu cu altă fată. Și să nu mai mă regulez eu cu alt băiat. Și să nu mai mă regulez eu cu altă fată. Bun. La un moment dat își dau seama că sunt oglindă unul și celălalt. Sau că se ia seama. Așa că, dragule sau dragă, hai să ne căsătorim. Se căsătoresc. Și se ajunge la chestia aceea. Dar câți amanți ai, știi? Sau ceva de gen. Nu, e prietenul prietenei mele. Prietenul prietenei celelalte prietene. Prietenul prietenei celelalte prietene. Știi? După care ia către el. Dar câte fete cunoști? Foarte multe fete. Este doar prietena prietenului nostru. Prietena prietenului prietenului nostru. Prietena prietenului 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 nostru și tot așa. Și aceasta este relația aceea complicată, dar de lungă durată, în care ți-ai dori să spui da. Da, un fel de da, așa mai. Da. Nesili de voie. Și de nimeni și de toate cele sunt de acord să te iau soție până la adânci bătrâneți sau până când moartea ne va despărți. Doar că se gândește să nu iau eu prietena prietenului sau fata de la colț de pe stradă sau fata de la etajul 5 sau băiatul de la etajul 3 sau băiatul de la etajul 7? Păi, dar nu e normal să renunț eu la așa ceva. Bun, și mai știți că era chestia aceea. Când mama, ca și femeie, îți explică ca și fată, până te însori, testează băieții și fă test drive-uri câte vrei. Ups, a ajuns în chestia aceea.
care nimeni nu i-a explicat-o în viață, că ajungi la acea relație de lungă durată complicată. Adică, aveți casă împreună, locuiți împreună, achitați facturii împreună. Stai, ce mai era? Vă cumpărați bunuri împreună, vă culcați împreună, vă înșelați împreună, pardon, nu prea se poate împreună, ci separat. Ați decis să nu vă căsătoriți pentru că sunteți în teste. Ce ați decis de comun acord, când și când, să mai dai un ok sau un test drive la un băiat sau o fată? Știi? Practic, o țeapă. Bun, și termin cu țeapa aceasta și ajungi la concluzia că ori ea, ori el a găsit o fată și mai bună, ori el, un băiat, ea, deci încă o dată, ori ea a găsit un băiat mai bun, ori el a găsit o fată și mai bună. Știi ce înseamnă asta? Practic, concubinajul și testele înainte de măriciș se transformă în divorț. Și aici chiloții care ți-am cumpărat cadou, și aici filteuza care ți-am făcut cadou prăjiți, și aici televizorul care l-am luat, și aici mașina de spălat care ți-am luat-o, și aici aerul condiționat, și aici vopseaua de pe casă care am pus-o, și tot așa. Cum am spus, relația complicată din viață. Dacă ai cap, ieși. Dacă nu, te împungi. Practic, relația de lungă durată complicată. Punct.